Un grav accident rutier s-a produs duminică pe DJ-187 în localitatea Ruscova. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un tânăr de 18 ani din Vișeu de Sus, în timp ce conducea un autoturism, a intrat pe contrasens, a lovit un stâlp de beton aflat pe partea stângă a direcției sale de deplasare și de poarta de acces în curtea unui imobil, după care a fost proiectat în partea dreaptă, intrând în coliziune cu o autoutilitară care se afla parcată regulamentar. De asemenea, motorul autoturismului implicat în accident s-a desprins și a lovit un autoturism oprit în spatele autoutilitarei accidentate. Totodată, în accidentul rutier a mai fost implicat un autoturism condus dinspre Repedea înspre Ruscova, la volanul căruia a fost identificat un tânăr de 19 ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a șoferului de 18 ani, care a fost transportat cu o ambulanță la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, fără a rămâne internat sub supraveghere medicală. Toți conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero în toate cele patru cazuri. În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.